Distribuție Banat a anunțat o serie de întreruperi programate pentru a asigura în bune condiții capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții din județul Hunedoara. Joi, 3 februarie, vor fi afectați parțial locuitorii din localitățile Pui între orele 9 și 17, tot între orele 9 și 17 în Hațeg, Strada Horea, în localitatea Vulcan, pe străzile Aleea Arsului, Aradului, Gorunului și Crividia parțial.